Da, salutare, guys, și bine ați venit la un nou ce bunii, un nou episod. Am terminat live-ul și am făcut pe undeva la 2 ore și ceva de ară cu episodul. Și am zis că, na, oricum era timpul să și mănânc un altă, zic că pot opresc, mă duc după aia și filmez. Oricum, totodată am pus la instalat și Starfield-ul. Vedeți cam cât are, nu? Și v-am zis, nu uitați de butonul de like și subscribe. Au venit acum un moment în care să ne cam batem cu ăștia. Că, na, cam asta e. Cam așa. Stai să vedem până începe poveștile. But I'm number one. Nu, e ok. Vreau să termin cât de repede story-ul de aici, ca să începem dincolo. O să rămân săptămâna asta niște live-uri. Tot așa, după masă, etică. Dimineața episoade, după masă, posibil live-uri, vedem cum ne simțim. Și ce vreau să vreau să dezbatem un subiect, dar subiectul să-l dezbatem după ce se va termina aici. L-a omorât, lol. A, deci atâta timp cât îl are pe ăla în mână, nu ne poate omorâ. Am înțeles ce... Bro, what the fuck? Nu mai pot. Sincer. Ok. Păi și nu știu ce trebuie să facem mai atâta faza. Da, s-a omorât pe el. Aici cred că trebuie să mai stăm un pic. Mamă, dar fapt aici se bagă după mine, știi? Find Victor Head. Mamă. Pleacă, mă. Run you can. A, trebuie să-i pun capul în ăla. Ce joc, ești nebun? Pleacă, mă. Și așa da și save din cât observ. Și hai să vedem acum cum e cu arma asta. Toată vine pe mine. Nu. Nu chiar toate. Păi fută-te, Aladin. Mamă, ce m-am speriat. Natasha, te-ai dus. No, sir. Petrov didn't have anything on him. Very well. Report to the Pavlov complex at once. Yes, sir. I'm on my way. Yes, sir. No, nice. Bă, ce subiect vreau să discut? A apărut săptămâna asta pe mai multe social media, pe așa mai departe. Nu știu dacă e ok de discutat. Nu iau apărarea la nimeni. Stai, să termine. Deci nu iau apărare la nimeni, dar trebuie să și vorbim. Atât de că nu mi se pare chiar normal că toată lumea sare cu gură pe pata aia și că pe face curbă, pentru că, bro, e mare diferență între curbe și ce face lumea. De să nu te niciodată că curvele se vor plăti cu bani pentru a presta niște, na, știți voi ce, servicii, pot să zic, și despre ce vorba aici e un pic cam altcumva, e alte subiecte, adică te-am înțeles, a fost un accident cu un băiețaș care avea, adică ai BMW-ul
s-a aprins-o pe prietenă sa, pe soție sa, prietenă sa, whatever, că a înșelat-o. Ăla, enervându-se, s-a băgat în mașină și cam a apucat un mare accident încât n-a mai putut să mai iasă. Desigur, ca de obicei, cam așa se întâmplă. Și n-a putut să-l prindă, a avut o viteză de undeva la 230, cam așa spune toată lumea pe chat. Despre viteza asta e vorba. Și unul la mână, nu e ok ce s-a întâmplat din amândouă părțile. Amândouă au fost de bine. Sincer, odată ce ai văzut o persoană că deja are relația cam scârțe și nu e ok, nu mai continua. Un mare sfat de la mine pentru voi. Odată ce vezi că nu mai, bă, o simți oricum, deci simți, da, că nu mai funcționează, nu mai merge, bro, oprește-te până nu e prea târziu, pentru că niciodată nu vei ști când o să fie chiar ultimul moment pentru tine ca și om. Și amândouă părțile au fost aici de vină, părerea mea, pentru că el, unul la mână, nu se știe ce a fost pe perioada pe... Hai să o mănânc câțiva asta până poveste. Pe perioada relațiilor, whatever, nu se știe chiar deloc. Aici nu poate nimeni să-și dea cu părerea, poate numai prietenilor, chestii de genă, care ar fi putut sau pot în continuare să-și dea cu părerea. Și noi de pe internet nu poți să zici chiar pentru toată lumea și unul la mână să fim realiști. Din treaba asta să și vede că experiența condusului nu prea a fost chiar una ok, deoarece e o regulă. După ce a luat permisul, frate, niciodată nu te urci nervos, băut, drogat, fumat, whatever, ce, cum vreți să le mai numiți voi, la volan. Tot timpul să există un escape care să te mai calmeze, niciodată nu te bagi să... Apoi noi mă punem, frate, noi avem mașină, trebuie să ne punem să ne ducem noi după alții, știi? Că, mamă, că ce-a făcut ăla, că a luat-o pe prietena mea, că vai, șama, că chiar nu e ok ce-a făcut, că poate acum o să vină unul și o zică, bă, happy, dar n-ai nicio dreptate, bă, cam ai, pentru că să fim realiști. Atâta timp cât băiatul a decis, fie la nervi, el a decis să iei mașina și să-l urmărească pe ăla, s-a întâmplat mai multe chestii acolo. Și să merg cu o viteză chiar așa de mare încât să, clar, să nu mai poți să mai ții controlul, un pic cam ciudat, știi? Adică cel puțin nu faceți niciodată treaba asta. Trebuie învățat că odată ce relația nu mai funcționează, trebuie unul dintre acele două persoane să pună stop. Nu poți să obligi să ai o relație cu forța. Nu e o apărare nici la băiat, nu e o apărare care, Doamne, Dumnezeu să-l ierte, a decedat. Nu e o apărare nici fetei, care ea s-a dus cu altcineva în ziua aia. Și a decis pe undeva să, da, se întâmple lucrurile astea. Deci, cel puțin, nu faci treburi de genul. Că am văzut prea multe exagerări, că mamă, că din apa nu se face vin, că... Bro, sunteți niște copii care încă mai trebuie să mai învățați, să mai creșteți, să vă mai dați cu părerea, să învățați când să vă dați cu părerea. Și doi la mână, nu știu starea financiară băiatului, nici nu mă interesează, dar de ce ai avut picta BMW-ul la o vârstă fragedă? La 20 de ani că ți-ai avut-o? A, păi și-a permis mami cu tati să-ți o dea. Sincer, de ce nu te duci liniște, te-ți vede pe viață și cam atâta tot? De ce trebuie efectiv să mergi și să faci chestii de genul, știi? Adică,
Bro, it's enough. Wait a second. Nu faci treburi de genul niciodată. Vrei să mai mașini? Începi și tu cu ceva mai... A, păi scuze-mă, frate, pe noi... noi amândoi am luat permisă, pe cum putem noi să nu, să nu ne luăm mașini și de astea scumpe? Păi, trebuie să investim, frate. Acum, cum ar zice cineva, că cu tot timpul un capitan se scufundă cu corabele, cea mai proastă fază. Capitanul ăla, să o gândim realistic, capitanul ăla nu o să cam facă prea mult. Pentru că, bro, e o chestie de, știi, trebuie să faci o mică diferență în, în ce face lumea, în, știi, ce părinți, nu mai dați mașini puternice copilului care abia l-au permis. Eu înțeleg că, mamă, că cadou de 18 ani, că cea mai mare prostie, mamă, cadou de 18 ani. Bro, ce cadou de 18 ani, cel mai bine, ok, te-ai dus, te-ai distrat, te-ai băut. Asta e, nu mai ești copil, ești major, poți să faci mai multe. Ei, viața în mână cum ar fi, depinde, sunt alții care o fac treaba asta mai repede decât, adică să-și ia viața, să se maturizeze înainte de vreme cum ar fi. Mare grijă, sunt copii, vă învățați pe copiii voștri să trăiască, să gestioneze treburile astea, dar îmi pare rău că, uite, aici putem ataca mai multe poate deodată, pentru că, mamă, asta tăia lemnul, frate, e nebun. Și, efectiv, nu mai dați mașini de asta, ajunge și ceva mai mic. Dacă el vrea să bage mormânt pentru că nu o să știe să conducă, exemplu real, cum s-a întâmplat acum cu băiatul ăsta direct la BMW-ul, nu știu ce motor avea, nici nu mă interesează, sincer, a fost pe alb, poate a băgat și el niște bănuți acolo, poate, nu știu, bro, nu e niciodată decizie la negru. Și despre asta vreau să vorbesc și mare grijă aveți de voi, măi, eu înțeleg, bă, văd foarte multe, am văzut acum un episod pe TikTok, cum că prietenul Vlad Pascu ăla, care a murit tot de 2 mai, a făcut o mică fază încât n-a fost chiar deloc ok. Și am făcut o fază încât efectiv nu e ok, știi, și când stai și te gândești că, bă, care s-a meritat? Nu s-a meritat și am văzut niște comentarii acolo în descriere la episoadele alea că, adică nu, el spunea, prietenul ăla spunea că, mamă, că s-o pișă cu familia lui, că chestii de ce, nu știi, erau drogați, coaie, erau, vai șamar. Nu e ok, știi ce s-a întâmplat și, bro, să mergi să dai cu părere, lăsați-mă drogurile alea în pace. Tot timpul am zis pe live-ul și peste tot, lăsați-le, mă, în pula mea, că vă bagă mormânt. Bă, deci nu știu, câteodată treburile astea cu TikTok-ul mă cam depășesc și ce văd prin comentarii. Și credeți-mă că nu e chiar ok. Pentru că, să fim realiști, nu așa se gestionează o viață. Ok, ce s-a întâmplat mai multe treburi? Ai trecut prin multe, de mic copil. Pentru toată lumea a fost greu. Crede-mă că numai acum o să înceapă și să apară mai multe treburi față de cum credeți voi că, mamă, că la 16-18 ani, știi, zici că, bă, dacă se aude ceva pe fundal, înseamnă că e cineva care se joacă. Am ridicat un pic tonul, pentru să știți că
E cineva care se joacă fix aici și de a urlă. No. Și îmi cer scuze eu. Că mai nou trebuie să mă închid geamurile ca să pot să fac un episod pe YouTube. Ce să zic, foarte frumos, Doamne ajută. Și apoi... Asta... Hai să vedem pe unde avem de mers. No, terminăm treaba despre care am povestit noi. Asta e. O să vedem ce o să fie mare grijă după ei, că acolo rămân numai fucking viața, aveți, n-aveți mai multe, n-aveți 100. Dacă eram fără modurile astea, nu prea e ok. Sincer, ce hai să încercăm să deschidem aici. Dar cum aș putea eu să-l duc? Cum aș putea eu să-l duc aici sus? Asta roșu aici. Invers. Stai, mă. Bă, gama specială chiar nu e ok. Bă, da. Stai să mai încerc încă o dată să-l mai iau. Nu. Asta nu prea-mi place. Ok, și mai am pe albastru care... Nu știu cum să-l fac. Să-l mai mut încă o dată? Nu. Doamne, dar nu le prinde, vezi? Ok, stai un pic. Ok, hai să revenim înapoi la ăsta. Îmi pare că le-a schimbat un pic. Din cât observ. Bă, dar nu ok, mă, hai să mai îmi dai încă ceva. Asta nu-mi prea îmi plac chiar deloc. Nice, perfect. În sfârșit. Mamă, ce mare asta. De-aia nu prea să bagă ăștia să... apară... că...
Ok. Să vedem pe unde trebuie să ajung pe partea cealaltă și clar că te-ar trebui să deschid nebuneala de aia. Mamă, ce m-a speriat asta. Adică se putea să tai piciorul sau cum. Păi pe aici, cred că. Da, nu. Pe aici vin apoi. Mam, dead body. El ți-l arată cum ar fi cu aceștia. Păi și ce ar fi? Vezi că nu pot să fac nimic. Iar m-am cam stacat un pic. Find a way to the labs. Eu, pe aici. Da, nu-l afectează ca caracterul ăsta, sincer. Că ne-am picat ciudat. Iar ăsta îmi place cel mai mult. Bă. Asta le facem instant, da? Da. Am înțeles. Ia hai să dăm și noi. Bă, coaie, ce mă? E ăla de pe live, parcă. Ce să fac, mă, cu voi? Vă dau mintea mea. Doamne, doamne. N-ar trebui să-l mai bag eu în seamă, dar în fine. Asta. Ce mult de place shotgun-ul ăsta, sincer. Hai să vedem pe aici. Da. Nu am biscuit ăla. The fuck? Dialog. Așa, dăm un pic mai tare ca să... Data delete. Am înțeles. Match my box. Bro, what the fuck? Dar în asta parcă nici n-am tras. A, e deja cam gata cum ar fi. Păi ce, numai femeius? A, putem să trec pe acolo, bun. Ia, elicopter. Da, mă, dar nu știu de unde pot să iau biscuitele ăla.
Putăte Aladin. Aici? Cred că l-am luat. Sper că nu dă revive-ul ăla la care va cu aia. Bun. Hai, let's go. Dar înainte să plec, mai verificăm un pic. Că nu, noi le avem pe celelalte, da? I can deal with that. Man. Fine. We'll deal with it. Ok, let's go. Iar o să ne punem muzica. Pădrea arată mai fain asta un pic, numai că celălalt, și pe celălalt trebuie să le fac. Take off. Why take off? Ia, ceas. No, aici n-am ajuns încă. Sincer, n-am ajuns încă. Hai să vedem ce facem aici. Mă pare că sunt numai zumbălăi de aia. Nu știu ce duc ăștia. Oameni, bă, oameni. Ăștia vreau să avanț. Am înțeles. Freaking critters. What's this place, Charles? A morgue? Indeed. The bodies of the dead are kept here for further study. Holy fuck. I mean, I get that there are certain experiments that can't be performed on mice or pigs or whatever, so they need living people, but so many. This is completely fucked up. Believe me, Comrade Major. There are things that are far worse than what you see here. Sometimes the deaths of volunteers can be a breakthrough that saves millions of lives. This was how the vaccine against the brown plague was developed. Let's keep going. This has to end. Mm-hmm. Now. Mam. Asta e morga, cred că. Bine, din câte auzi și ei. Nu cred. Cineva vechi pe aici care să... să-mi zică că nu mai știu. Ah, perfect, mun. Uite-te ce fan mi l-a putut da acum. E nebun la cap. Păi și... putem să le verificăm și pe astea. Nice. Hai să vedem. Poate găsim ceva secret pe ce ne-am găsit înainte. Nu-mi dai nimic? O, era... am înțeles. Am venit de unde am plecat aproape. Aici... posibil să... mamă, ce m-am speriat. Bă. Nu iau, păi calea mai grea un pic. Îmi place mai mult. Pleacă, mă. E nebun. Ia mă cum te reconstruiește. Se face unul, nu 100. Pif.
Păi ăștia trebuie luați. Unde e acest boră? Sper că i-am oprit. Pleacă. Da, începe să devină un pic cam enervant. An army of bots, killer mutants, thousands of innocent victims. No matter how you slice it, the facility's to blame. Even without Petrov, this place has issues. To say nothing of Collective 2.0. Mamă, uite-te la ăștia cât sus. I gotta wrap this up and retire. Maybe even get married. What? Nah, fuck that. Your negative brain activity is generating unpleasant artifacts in my... S-a buguit ăștia aici. Da, este dus. Ok. Let's go. Hai că prima a fost simplu. Bun. Am un două. Luăm shotgun-ul. Că ne ajută destul de bine. Bă, nu uitați de butonul de like și subscribe. Look at the size of that fucking thing. What is it? Ce-s asta, mă? No, aici n-am făcut asta, e nou. Endoskeletons for various animals. The goal is to allow them to live in hostile conditions on the outer planets of the solar system. Da. Tech Victor. Da, până aici n-am ajuns. Hai că de aici o să fie și pentru mine ceva mai. Mamă, deci nu cred că ăștia au așteptat aici atâta timp. Sala două mari. Despre care povesteam. I never expected to see Victor like this in these circumstances. We used to be thick as thieves, you know. But Victor made too many bad calls. Okay. Now look at him. Thanks to Dr. Sechenov's brilliance. We don't have to lose. Ce mă aduce înapoi la viață sau ce facem? O bine, robotul celălalt, dar oare de ce? We'll be able to return the robots to their previous state once the simulation procedure is complete. He's already dead, you creep! Keep your hands off him! Mom. I've got a fucking grenade. Doamne. Ce scoște, mă? Hai că ne gata și noi imediat asta. M-am urpit. Caracterul nostru.
Ce se întâmplă aici, mă? Ok. Ce e aici, mă? M-am stacat aici. Avem niște puteri, mai tot timpul am zis. E next level jocul cu aia. Cu poza la plămâni, ca what the fuck. Theoretical physics. Science doesn't try to make the world safer or prettier. It doesn't belong to us. Ce flori faine. I knew what I had to train for. And I made it. Monster in the dark behaves predictably. It can be studied. Sper că nu m-am blocat, mă. Că a venit pe undeva unde nu e ok. Ce se întâmplă aici, mă? Cred că m-am buguit. Mhm. De ce? Ce trebuie să fac, mă? Asta e normal, nu? Bine. Hai că mai dăm încă o dată să vedem. Că, na, totuși. Sper să nu ne... Pardon. Sper să nu se fie blocat. Că nu înțeleg ce bătic germană. Mă duc pe undeva, dar vezi? Black Sim. Nu, că pe aici mergem. Bă, normal bine am mers, adică, na. Aha. Încă data trecută n-am putut să mă duc pe unde trebuie. Am ajuns de unde am pornit, mă. Da. Mhm. Nu m-am dus eu bine. Man. Ce cu găina asta, frate? Am început. Cum mă duc? Ok. Mamă, tot cu sus în jos. Păi, ești prost.
sau pizda, mă. Zic, mă sper aici. Da. Ce asta? Find me where. Nu pot să mă... Da. Ok. Cam așa. De? Mamă! Am crezut că m-am dus cu totul. Păi ce interesant e jocul. Mă jur. The fuck? Bun, aici o să primim episodul, așa că nu uitați butonul de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare.